Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un episod de Minecraft. Astăzi vreau să facem iarăși un parcurs, sau mai bine zis, o să încercăm să facem un parcurs. Sincer să fiu, nu știu cine m-a pus să revin să postez un nou clip de parcurs, pentru că știți ce se întâmplă de obicei la aceste clipuri de parcurs și văd că tipa asta sau tipul ăsta e, nu știu, e nebun după mine, bine nebun după mine. Dar fraților, înainte de a începe, nu uitați, bă, să dați pe acolo foarte, foarte multe like-uri dacă vreți să apară cât mai multe clipuri. Fiți pe fază pentru că urmează update-ul de care vă spun de foarte mult timp, vreau așa să fie un hype foarte mare și acolo o să revin secțiunea de parcurs, deci o să avem unde să facem parcururi. Și bă, dacă vreți să mai postăm clipuri de parcurs cu, nu știu, încercând să le facem, eventual poate dăm și rage-uri, adică nu eventual, de multe ori dăm rage-uri. Pentru că e fac un parcurs greu și prefer un parcurs mai medium decât să dau rage, dar nu știu, rămâne de văzut. Acum suntem pe Hypixel, oameni buni, pe player housing, casa lui Saxa. Are 32 de oameni aici și văd că deja m-am observat și haideți să începem parcursul. Ce că type in chat 1, 2, 3 if you need help, dăm parcurs checkpoint și don't do stuck. Ok, bun, deci haideți să vedem ce este cu acest parcurs. Repet, dacă vreți să apară cât mai multe clipuri și știu că vreți să continuăm această serie, bag piciorul, eu o să mă abțin să nu dau rage, dar știu că voi apreciați rage-urile, oameni buni. Rage-uri de-astea nașpa, mie nu-mi plac pentru că, frate, trebuie să facem, trebuie să facem treabă bună aici. Și adică până acum chiar nu este complicat deloc. Easy peasy lemon squeezy. Îmi plac parcurile astea așa mai care nu sunt foarte complicate, ca să spun așa, you know, level 7 sprint and jump, easy. Trebuie să ajungem și noi aici. Level 8. Am zis inițial să fac acel parcur tipă sprint and jump on the edge of the block. Ah. Am vrut inițial să continuăm parcursul pe care l-am început data trecută cu Geo, de era și Geo alături de noi, dar am zis, bă, nu cred că o să fie treabă bună, bag piciorul, și let's see, level 10, mamă câți playeri sunt aici, știi ce să fac, fie antena? Off, bam, magia, au dispărut toți jucătorii aici, bă frate, cred că trebuie să iau pe aici, ce se chiniau, tipii aia să sară pe acolo, nu se ridice ce se chiniau atât de mult, pentru că totuși, oh, fuck. Lol. Aparent, bă, se vede că aveam ceva mai mult chef de parcurs, pentru că aparent am făcut multe de astea din prima și am făcut-o și pe asta. Aici avem un dic pe lângă care trebuie să sărim. Aș putea să încerc să sar pe stânga? Nu, că este gard. N-am cum să sar pe stânga. Ah, gard de mea, uite că tocmai aici m-am lăudat singur și nu este bine să mă laud singur, frate, trebuie să mă laud de cineva. Dar eu aparent mă laud singur ca nebunul și începe să devină din ce în ce mai greu. It's possible. Serios, mi-am dat și seama că este posibil. Aici, între gărdulețele astea, știu că este posibil, da. Uite și aici. Și să rămân aici. Easy. Și că I give up, no one is helping. Aolo, nu poate să facă tipul la parcurul. Momentan sunt decât la floor 1. Yes, again. Again. Adică la primul etaj. Dacă aer, de fapt este mă să încerc pe aici, că trebuie doar să mă duc în față. La primul etaj și cică, etajul 2, beton. La etajul 3 cică încă se lucrează. Oricum, dacă terminăm parcursul ăsta, o să trecem la altul. Și v-am spus, cum este treaba acum că tot vreau să punem mai multe clipuri de parcurs, nu o să continuăm același parcurs. Uite, spre exemplu, eu dacă în clipul ăsta nu reușesc să termin acest parcurs, parcursul lui Saxa, nu înseamnă că clipul următor o să continuăm același parcurs, pentru că deja am văzut cam în ce stil construiește, cam cum arată parcursul și n-are rost să facem gen exact același parcurs, știi? O să trecem în fiecare clip la câte un parcurs nou. Eventual mă gândeam să mai intrăm trick or treat. What? Trick or treat. Bă, stai un pic, cred că de aici pot să sar direct? Nu. Înseamnă că de aici trebuie să sar. Oba, easy. Amă, frate, ce fel am dat aici. Mă gândeam, mai țineți minte serverul acela cu niște parcururi super, super geniale, cu mai multe dificultăți și era super, super fain? Mai țineți minte serverul acela, pe care, sincer să fiu, l-am populat extrem de mult. Lol, am crezut că pot să-l iei așa. Deci am populat serverul acela extrem de mult, frate, pentru că m-am jucat o grămadă acolo și chiar erau super tari parcururile de acolo. Serverul mai mult se... Bă, frate, nu pot să sar, what the fuck. Serverul respectiv mai mult se baza pe... pe acele parcururi, you know? Deci, aia e, boss, doamne, deci dacă și acum dădeam fail, level 25, Hamburger's Paradise. It's a paradise. Hamă că nu dăm rage. A sărit pe hamburger, acum am dat seama. Știți că e acolo? On the last hamburger, don't jump. Motherfucker, am citit prea târziu. But what? Deci, only walk.
Cred că o să-mi dau rage. Pă frate, pă frate. Acum eu încerc să o scurtez cât mai mult, știi, și de-aia dau felurile astea. De-aia, uite, pot face asta. Mă, frate, deci... Îmi zice să-mi... Deci nu sprintam. Deci, on the last hamburger, don't jump, only walk. Deci, pe ultimul hamburger, nu mai să merg. Sau se referă să merg de acolo până aici? Nu are cum, frate. Cred că trebuie să sprintez repede, nu știu. What the fuck? Dar nu merge nici să sară acolo, știi? Asta e super, super weird, că nu merge nici să sară acolo, bă, frate. Ha, mă! Aș putea face chestia asta. Deci, bă, eu acum am realizat ce pot face. Lol, dar nu intru acolo. Mă, frate, sigur se poate în puii mei. Deci, mi-o dau nașpa, îmi dau rage dacă... Adică, uite cât de frumos intru eu acolo. Am lăsat și sprint, acum încerc să mă potrivesc perfect cu găurica asta. A sunat foarte ciudat că încerc să mă potrivesc perfect cu găurica. Chiar o sună ciudat. Bă, dar serios, nu... ce mama măsii, mă. Cum dragul mi-a reușit. Deci acum mi-a reușit. Nu mă întrebați cum, pentru că dățile trecute am făcut exact același lucru. Bine, poate eram orientat cu privirea în altă parte. De fapt, cred că asta o fi fost cheia. Sprint and jump on the edge of the block. Asta a fost ușor. Jump from the side blocks to the... Jump from the ladder to the... Fuck. Bă, cred că... Sau? Dar aș putea face asta, boss. Nu? A, știu ce trebuie să fac. Fii antrenă că știu ce trebuie să fac. Mă duc aici. Atât de aproape. No, și trebuie să mă duc pe slime-ul ăla mai apropiat și gata, am făcut asta. Easy. Level 28, ladder time. Mamă mea, ce aici. Acolo este staff only, what the fuck? Deci la asemenea construcții sunt și de-astea numai pentru staff. Ești nebun? What the fuck? Și nu pot intra, crezi că se deschide. Deci acolo, nu știu, cred că or fi ceva comment blocuri cu comment sau... Mai știu eu ce. Just do... Deci, în tot chat-ul este help, please, sure. Help. 1, 2, 3. Știți că 1, 2, 3 este pentru ajutor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Doamne, nu înțeleg, dar unde s-ar fi blocat așa că eu m-am dus destul de mult și n-am avut nevoie deloc de ajutor. Bă, frate, incredibil. Deci, ăsta e incredibil. Deci, this is fucking incredible, dude. Știți ce fac? Yes! Ce-am crezut că o să dau fel? Bă, stai un pic. Mi se permite sau am auzit ceva lângă? Lol, câți playeri sunt acolo și nu pot să treacă. Nu pot să treacă. Nu pot trece. What the fuck? Aici. Oba, oba, oba. Nu, m-am blocat în ceva. Lol, what? What? Guys, I'm stuck here. What the fuck? Uite, Solier. Where can I go? What the fuck? Da, serios. I'm stuck. Nu știu cum să mă urc înapoi. I'm fucking stuck. N-am cum să mă urc înapoi. Gen, am dat felul ăsta și... I can't go back. No, finally. Thank you. Thanks. No, what? Cred că era un bug de la level sau ceva gen, știi? Pentru că, efectiv, de așa, nu aveai cum să... Nu aveai cum să te duci acolo. Adică să te întorci. Bă, frate. Va? Hoba, aia e boss. Aoleu, acolo trebuie să avem grijă. Hoba. Hoba, aici. Aia e boss. Easy. Ce frumos am trecut. Nu, fără bloc, fără bloc. Deci toată lumea este martoră că am trecut fără blocul ăla. Level 30, frost. Levelul de gheață, nivelul de gheață. Aici, aparent. Hoba, prison break. Hoba.
Am că e bine, ne ducem ca nebunii. Stai un pic, aici mi s-a oprit sprintul într-un mod foarte urât. Level 32. Și hai că facem level 33. What the fuck, ne-am dus aici. Level 34. Lol, nu știu ce a fost asta, dar ok. Și aici Sushi Paradise. Paradisul sushi. Level 36. Bă, frate, deci eu acum... Au. Level 37. Level 38. Level 39. Mamă mie, deci... Facem parcururi la minut, nu la minut, la secundă, deci facem, mă rog, parcururi. Facem niște nivele din aceste parcururi la secundă, ești nebun? Holy crap. Stai că aici am dat un mare fail, trebuie să mă opresc acolo. Bă. Aba. Aia e boss. Level 40, Oreo time. Lol. Deci, bă, ăsta chiar arată ca Oreo, vă vedeți? Damn. Damn it, god damn it. Aba. Și hopa. Și am ajuns la ultimul etaj, oameni buni, etajul 3. Știți că etajul 3 încă este în construcție sau, mă rog, o parte din el. Level 42, the hell. What the fuck? Dar puteam trece pe acolo. Adică... intram în lavă. Nu! Fuck. Bă, eu... Stai-mă un pic, uite așa. Easy. Trebuia să sar de pe scara aia. Era mai complicat să sar de pe blocul ăla decât de pe scară. Uite, ăsta a fost un parcurs care mi-a plăcut, frate. Arăta talentul meu la parcurs, dar totuși chiar a fost un parcurs interesant, frate. Adică nu ai ce să spui. Opa. Level 45, dacă am văzut eu bine acolo. Da, level 46. Staff only. Nu se lege cu gheața aia acolo. Lol, am sărit direct. Și aici la fel, what the fuck? Și acolo, teoretic, n-aveai voie să sari direct. Adică nu că n-aveai voie, nu puteai, dar eu am reușit, nu știu cum. Down here. Down here. Yeah, boy. Și pe aici trebuie să mă urc pe gărdulețe și am ajuns la level 50. Oameni buni, încă o dată, bă, nu uitați să dați și voi acolo foarte multe like-uri dacă vreți să apară cât mai multe clipuri. Noi aici facem parkour așa, bam, 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 nebunie. Le facem imediat. Ia uite, deja am ajuns la nivelul 52. What the fuck. Oba, iarăși level 53. Nu! Vă provoc, bă, serios. Deci dacă găsiți parcursul ăsta, eu chiar vă provoc să faceți sub timpul pe care l-am făcut eu. Să vedem la final ce timp o să am. Dar chiar m-am mișcat super repede. Level 53. Și vă provoc, bă, deci este parcursul lui Saxa. Mamă, ce fericit o să fie. Sau mă rog, ce fericită. Nu, nici nu știu dacă e un el să o ia. Dar o să fie happy. Level 56, pentru că o să intre foarte multe persoane. Bă, pot face asta. Oh, da, level 57. Da, mă, idiot. Doamne, ce... Așa. 58. Acum mă grăbesc. Level 59. Pe aici trebuie. Nu, ce fail am dat. Deci, fii antenă, întâi mă bag așa să văd. Aia e boss. Aia e boss. Make only a jump sprinting. Ah, easy. What the fuck, level 60. Ce e aici, frate? Found the way out. Lol, ce e aici? Hai mă, că nu e greu. Break room. Asta chiar a fost complicat. Și cred că aici se termină, nu știu sigur. Most likely, there will end so far. Level... Ba nu, se continuă. Păi ești nebun? Urcăm. Nu ne lăsăm, nu ne lăsăm. Oameni buni, știți că... Adică, uite, fii antenă, vreau să spuneți în comentarii dacă vreți să băgăm ceva sau nu, lasă, na, lasă mai bine. Nu știți că am avut ceva melodii de fundal în... așa, în clipurile de parcurs pe care le făceam înainte. Dude, asta pot să fac așa. Ce m-a pus acolo să mă încurc, asta pot să fac? Nu. Am încercat așa. Bă, at least I tried, you know? At least I tried. 64 levelul. Nu! E complicat acolo să... Aia e boss. Bă! Oh, da. Level made by Ezui. Nu! Mamă, deci chiar... Deci nivelul ăsta chiar este mai complicat. Adică vedeți că e destul de lung. Adică ai destul de multe sărituri. Sper că sunt pe centru. N-am fost pe centru. Oba.
Uite, frate, și chestiile astea mă disperă. Deci mă disperă maxim chestiile astea. Că acum eu nu pot să verific pe unde trebuie să mă duc, știi? Și trebuie să mă duc așa. Oh, da, m-am dus bine. M-am blocat în propria scară. Fuck, no, man. Aia e. Nu, deci ăsta e greu. Adică n-am cum să mă întorc acolo, ați văzut și voi. Cum dracu mă întorc eu acolo, așa, fără să-mi pierd viteza și tot, știi? Și cum dracu o să zar eu aici, fără să mai dau failurile astea, mama mia. Deci aici, la nivelul ăsta, am pierdut o grămadă de timp și cred că o să-mi iau rage la nivelul ăsta, de lângă... de nivel. Mă enervez. Frate, orice om are limitele lui. Am și eu nervii mei, până la urmă, în puii mei. Și nu... Ce morții tăi, frate, de caracter? Nu se poate băga pe acolo. Aia e, boss, uite, au reușit acum. Nu! Atât de aproape. Atât de aproape. Hai. Yes. 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 Nu! Și nici nu pot să sar pe marginea blocului de sign, pentru că știți ce se întâmplă dacă sar pe margine. Știți foarte bine ce se întâmplă dacă sar pe margine, că nu mă aruncă și mă blochez sau de că îmi rup cracii, gen, știi? Deci, iese din discuție chestia asta. Full control, Andrei. Full control, nene Andrei. Oh, da. Hai. Ai, boss, nu vine să credeți. Nu, yes. Hai să recuperăm timpul pierdut. Level 65, nu mai stăm pe gânduri. Și recuperăm timpul pierdut. Aici a fost o săritură grea pe care am făcut-o din prima. Yes. Nu trebuie să stăm pe gânduri. Bă, frate, așa mă bugasem acolo. Nu. Trebuie să sar direct acolo. Trebuie să sar. Direct acolo. Hai, boss. Hai. M-am oprit din sprint. Hai, cu viteză de-aia mare. Hai. Și o dăm pe manele. Level 70. Cred că ăsta o fi printre ultimele nivele, că e rotund. Nu știu, m-am gândit și eu că e 70, gen ce număr rotund. Puii mei, o fi ultimul nivel. Dă-l în ăsta, dar apare nu. Și dacă... Sau? Nu. Cred că trebuie să... A, pot... Bă, pot sări destul de... What the fuck? Eu acum văd ce mi se întâmplă aici. Mă, frate. Eu aș putea sări direct pe ăla, dar... Bă, sau să sar pe margine. Aș putea sări direct pe blocul ăla. Sau ceva de genul. Uite, mă, uite așa. Uite aici, testăm. Bun, merge. Merge și dăm fail. Pentru că de ce nu? Why not? Oba, level 64. 74, pardon. 74. Urcăm aici. Încă un staff only acolo. O, da. Cred că are pe puțin 100 de nivele sau ceva, frate, dar mergem o grămadă. Yes, am trecut, nu m-am așteptat, m-am dat cu capul de ceva și am zis gata, acolo rămân gen, știi? Level 76. Pe aici, opa. Mama măsii și ca... Sunt curios în cât timp o să fac aceste nivele. Că am făcut multe nivele, frate, și chiar am făcut o grămadă de nivele. 77, de 77 de nivele, 78 în curând. Holy fuck. Și uite, văd, bă. Oh, și mă apropii de final, mă apropii de final, suntem aproape de final, oamenii buni. Ce scrie acolo? Nu știu ce scrie, dar nu contează. M-am dus mai departe, nu stăm. Parcurs end. Și în 18 minute și 33 de secunde. 18 minute 33. Câte nivele? Câte nivele au fost? Câte nivele au fost, frate? Vreo 77, 78 de nivele, nu mai știu ce nivel era asta. Aș putea vedea dacă aș face eu de asta, așa. Nu.
Level 79. Deci 79, hai să zicem 80 de nivele, ca să fie rotund, da? 80 de nivele în 18 minute. Ok, that's pretty good. 80 de nivele în 18 minute. Bă, dacă găsiți și voi parcursul ăsta pe Hypixel, pe Player Housing, parcursul lui Saxa, vedeți aici, VIP plus Saxa, vă recomand. Vă recomand ca să, nu știu, faceți o poză, îmi trimiteți poza, să vedem dacă sunteți buni sau nu. Ce scrie aici? Asta e staff only, genii... Ieșirea aici, să auzi ceva, o da cineva cu păsune. Dar bine, bă, cam asta a fost episodul, oameni buni, sper că v-a plăcut. What the fuck, stai, player visibility. Totul asta iau, ce stai aici, e Zuica owner. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară mai multe clipuri de parcur, nu uitați să dați ceva acolo foarte, foarte multe like-uri. Am avut noroc, recunosc. Clipul ăsta am avut noroc pentru că n-am dat de un parcurs foarte greu și n-am dat rage, dar nu știu dacă clipurile următoare o să fie la fel. Păi, mie știu că voi aprecia să dau rage, dar eu mă bucur că nu, dar e sincer să fiu. La bine, bă, încă o dată nu uitați de like, eu am fost Andrei, vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa!